Salut și bine v-am regăsit la un nou episod de pe acest canal, astăzi mișca Las de Nerd. Înainte să începem, nu uitați să apăsați pe butonul de like și subscribe și să bifați clopoțelul pentru a fi ținut la curent cu următoarele episoade. Un lucru e clar, e foarte, foarte ciudat. Și anume, pentru cei care au observat, noi am dat un raid, raidul anterior, când am apucat să dau un revenge, deci raidul anterior. Care a fost postat chiar vineri, dacă nu mă înșel. Episodul în care l-am raidat pe player 8-7, 6-7. Ei bine, acum le raidăm pe player 8-7, 5-7. Asta aduce undeva... The Mentor. M-am uitat pe YouTube, baza asta există. Deci am o vagă idee cu ce mă confrunt. Cine trebuie să mă bat, ca să zic așa. E ok, baza. Nu zic nu. Ok, pentru o clipă m-am inspirat că... da. Ok. Bine că mi-am luat o pară de-astea. Ok, hai să spargem zidul ăsta. De-astea mi-am luat și katane, fiindcă zombii vor fi stopați aici și eu să pot să mă joc cu ei după bunul meu plac. Da. Bun, vreau mai întâi să spargă și peretele ăsta, din motive evident, bam. Vine? Nu vine nimic, bun. Motivul evident este faptul că e ceva în chestul ăsta care m-ar interesa. Dă-i fuguța, amice, dă-i fuguța. Și parcă mă trezesc cu ăștia, intrând în bază sau ceva. Ok, da bine, voi dați wireless. Bă, dar de ce dau wireless, adică la distanța asta? Așa, perfect. Mai aproape. Mai aproape. Mai aici, așa. Vreți voi să nu mai dați wireless? Așa. Da, nu știu ce să zic, parcă playerii ăștia complotează împotriva mea. Adică... nu, tu stai unde ești. Adică... băi, să raidez pe fratisul, nu prea. Da, nu mi-am închipuit asta, am așteptat să nu iau pic de damage la armură, dar da. Ok, hai să vedem ce avem aici, în acest minunat chest pe care l-am spart. Ok, niște iron. Nu de alta, dar în ultimul timp mi-o lene să mă duc după iron, deci n-aveți idee. Iron și lemn. Mai ales că acum stau din nou prost cu iron-ul. Deci de la update-ul ăsta nu știu de ce, parcă am mai puțin iron decât am avut înainte de update. Și e puțin frustrant. Ok, iron, nice. I like it. Asta nu-mi interesează. Pot să spar și eu zidul ăsta? Da, bun. Bă, din nou baza e ok. Nu mă plâng. Din ce am văzut eu pe YouTube, dar din nou chesturile astea sunt schimbate. Îmi plăcea mai mult când erau verzi, sincer. Da, by the way. Ok, avem pistol, o machetă, încă o katana. Nu e ca și cum n-aș fi avut suficiente. Ok, mai multe arme de astea. Range sunt numai bune pentru orice altceva. Ok. Hai să mai spargem în continuare sau să vedem dacă a venit zombie. Hai să vedem dacă a venit zombie. Nu, n-a venit. Bun, hai că mergem la chopper, ne punem una alta și ne întoarcem înapoi ca să... șutim ce mai... să împrumutăm ce mai de împrumutat. Nu o să și le mai vadă în viața lui, dar... na. Asta dacă nu-mi dă un... revenge sau ceva. Ok, pistolul ăsta îl pun aici că... mă taxează destul de mult la raideri și păstrez ce am inventat momentan. Ok. Hai să mergem să mai împrumutăm chestii. De aici am împrumutat tot ce aveam de împrumutat. Nu mai am skull crusher-ul, ăsta nu se merită. Da, hai tot să-l iau. Îl schimb eu mai încolo dacă e. O să spargem direcția asta. Da? Bam. Acum? Așa. Se duc. Ok. Hai să spargem aici. E un chest aici, dar mie îmi dă în perete.
Da. Sparge, așa. Nimic. Ne-am luat țeapă. Ok. Bă, de ce sute la mă? Aici. Ai, aici, aha. Ok, niște medkituri. Așa. Hai să-i chemăm pe ăștia. Să le facem ultra cu zilei. Dacă ați fi drăguți să stați la Ultric, așa, perfect. Vezi, ne putem înțelege, putem vorbi, putem comunica, chiar dacă vă sunteți morți și faceți doar wii, dar totuși. Așa, eu o să dau cu katana în liniștit, în treaba mea. A venit următorul set, nu prea mulți, așa vine tu, primul, ok. N-ai vrut să mai înaintezi un pic, dar e ok, te luăm și așa de la distanță. Opa. Bun, hai că m-am prins și eu cum să fac. Asta e prima dată când fac un astfel de ultric, ca să zic așa. Deci, da. Bun, trebuia să-mi fi luat mai multe topoare, da. Dar nimic, da, niciun dar, dar da, în fine. Hai să spargem zona asta. Așa, bam, sparge, așa. Ok, nu mai avem topor să mai spargem și peretele ăsta. Are you kidding me? Click. Ok, e bauxita. Niște șuruburi. E bune? Vreau să-mi fiu la mai multe tupoare. Dar acum aveam puțin lemn, deci da. Ce mai lumne de aici? Uită-ne, hai că iau asta, poate folosesc la ceva. De aici nimic. Aici îmi trebuie hatchet. Deci da, cam asta e raidul de data asta, trebuia să fiu la mai multe tupoare. Dar by the way, ok și așa, zic eu. Ok, sunt curios ce task-uri o să-mi dea riderii, având în vedere că mi-a dat un astfel de raid. Dar din nou, ok, nu mă plâng prea mult, decât foarte puțin. Hai să mergem în bază și să vedem una alta, te rog, zic că filmez, zic că merge microfonul, bun, hai că merge totul. Da, deci de la live-ul în care am vorbit singur jumătate de oră și nimeni nu mi-a zis nimic, am o traumă, să zic așa, să mă uit, să nu cumva, să nu am microfonul pornit. Come on! Atunci de asta stau să vorbesc. De fapt, vă dați seama că eu dacă aș filma un episod de Tomb Raider și aș vorbi ca prost o oră întreagă, singur, fără să meargă microfonul? Aolo. Bun, ce vreți voi, ia, lasă de aici. Sinistru. Da. Vă mulțumesc cu una. It's a joke, nu? Nu-i niciun joke. Not bad. Ok, ha, dispăreți. Sinistru. Very nice. În legătură cu raidul anterior, de ce nu am avut un revenge, ca să zic așa? E fiindcă am uitat eu să mai intru pe joc și am intrat în ziua aia. Și mai aveam 5 ore, bă, și mai ieșeam de pe mapă, mai intram, mai ieșeam, mai intram să văd, bă, poate se resetează asta. Nu se reseta nimic. Și mă gândeam că să intru peste câteva ore. M-am băgat pe Conan Exile, l-am cumpărat de pe Steam din nou jumătate, bine, reducere de jumătate preț. Deja am cumpărat, vă dați seama, la 1 milion. Da, by the way. Și ce să mai zic? Și m-am jucat acolo. Mi-am făcut o bază, bine, un mărășel mai bine grabă. Poate să vă fac și vă un video, să văd dacă prinde pe canal. Dar nu cred că se prindă, fiindcă jocul e aproape mort. În sensul că e mort pentru YouTube, dar nu e mort pentru gameplay. Na. Am încercat diferite jocuri, diferite chestii, de asta așa, dar nu, chiar deloc.
nu prea îmi plac, nu prea... Da. Din nou s-ar putea să descarc Shadow of the Tomb Raider. Dar mă mai gândesc, mai aștept o reducere, că nu dau 3 milioane sau cât costă jocul ăla doar pentru un joculeț. Deci, da. Bun, hai să nu mai tragem de timp, hai să vedem repede, repejor ce vor riderii. M-am decis ca de fiecare dată, după ce dau un rider, să vă arăt și voi task-urile, ca să știți cu ce avem de-a face. Fiindcă e mult mai ușor așa. Desigur, nu am să încurc raidurile astea, că pe ăla l-am deja editat, doar trebuie să-l uploadez, deci e easy. Și din nou, pentru cei care nu știu, eu filmez episoade de pe o săptămână pe alta, deci filmez săptămâna asta pentru altă săptămână. Are vreun sens ce zic? Nu cred. Dar înțeleg eu ce vreau să zic, așa că asta e tot ce contează. Da. Deci am episoade pentru săptămâna asta în care, na, săptămâna de pe 11 până pe o secundă. În săptămâna de pe 11 până pe 15 am deja episoade. Însă pentru săptămâna de pe 18 până pe 22 n-am. Deci, da, ăsta va apărea pe 22. Luna asta, pe 22 a 3 a 2019. Ok, vreau katana să las aici, pistolul n-am idee, o să iau mai degrabă un de Uzi. Mai iau două bute, poate o să-mi vină mie cheful să merg și să farmez iteme. Dar până atunci o să nu mai gândesc eu. Și hai să vedem repede, repejor, ce avem la rider, să facem 20 de steel plate. Ce? Firearm and Anakid, your best friend. And your base, disassemble, free gun. Ui, asta e easy. Ok, bun, 3 arme, deja am dezasamblez una, mai am una, deci mai trebuie încă una. Ok, asta, go farm, kill 5 savage gent. Asta fac într-ura mea de fermă. Better Richard, așa, old farm. Ok, deci iară să-l omor pe Revenger. Asta le fac într-un run. Good Hunter. Zombie best, așa, fac Wolves. And the Pangre, ok. Să vânez Alpha Loop. Un lup alfa sau ceva de genul? Ok, e easy, trebuie să mă duc în Pine Grove și oricum aș duce ca să farmez lemn și după aia ăsta de iron. Bun. Păi, hai că încheiem și un episod aici, sper să nu uit de Revenge Ride. Deci da, hai că vă salut, încheiem și noi aici episodul, nu uitați să apăsați și voi pe butonașul de like și subscribe și să vă faceți clopoțelul pentru a fi ținut la curând cu următoarele episoade și noi să ne vedem pe data viitoare, toate bune și frumoase, pa, pa!